Un bărbat de 44 de ani și-a tăiat penisul. Chiar de ziua femeii. Dar m-am uitat așa, măgat tăiere penis pe gloabe. Pe gloabă și... Mi-a dat că bărbatul ăla de... Nu mai citesc, dă-i pula mea ce dracu citesc. După aia bărbatul nu știu de unde tăiere penis. Tăiere penis cu flexul. Ăla tăia, cred că o fierotanie și a tăiat... Pula de fier! Bă, flexul e mai tare ca fierul. Este ca oțelul. După aia altul din pârnaie săracul s-a autopedepsit și a tăiat penis. Și după aia ne-a plăcut tăiere penis renașterea.ro. Știi renașterea? Asta e tare. Deci, renașterea nu știu ce, cred că este vreo asta are și a știri și a băgat știri cu tăiere penis. E perfect pentru renaștere. Ăla, după ce și-a tăiat penisul, sigur s-a născut pentru a doua oară. Cu alt sex. Dar este un sex neidentificat. Deci el este obiect neidentificat deloc. Deci ONED. ONED. E din aia cu Onedin. Ăla care era aștit. Capitan Onedin. Din ce? Nu mai știu din ce. Pentru că nu mai e. Renașterea. Mulți după ce au sunt în moarte clinică zic, bă, m-am născut doar două ori. Bă, și am fost în moarte clinică. Și doctorița când am ieșit de moarte clinică a zis, s-a născut pentru a doua oară. Când am auzit, am băgat neștura. Dacă a zis cuvintele astea, cu toate că erau așa. Înseamnă că am cam leșinat prea mult. Eram în comă. Adică comă chiar profundă. Asta e. Cu epilepsia asta se mai întâmplă, dar trebuie să văd eu, să am o viață mai cumpătată. Și... deci la renașterea, deci am două căi. Ori dai ori tu, și supraviețuiești, ori îți stai pula. Și te scrie în renaștere. Deci, tăiere penis, știri, renașterea.ro